Salut, eu sunt Alex și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Minigames. Îmi doresc să încep o nouă serie de Minecraft Minigames, sper că vă încântă și pe... Da, din nou, v-am spus că am fost răcit și încă mă doresc gâtul rău de tot. Sper că vă încântă și pe voi ideea mea. Hai să lăsați un like la clipul ăsta, să vedem câte like putem strânge, să strângem cât mai multe. Peste 200-300, vreau să mă uimiți, știți că așa e frumos și așa crește canalul. Astăzi o să ne jucăm niște Minecraft minigames și mă gândeam să începem cu Bedwars. Ați văzut chestia asta și din titlu, deci nu e o noutate. Hai să intrăm pe Bedwars, am jucat eu un pic un solo, nu e o prostie. Deci trebuie să jucăm un 4v4v4 ca să fie interesant, altfel este o porcărie. Și mi-am selectat un skin permanent. Nu știu dacă îl știți pe... Capalasso, nu contează, dar ideea în sine e el. El este Ragnar, cum îl chema, mă? Băi, nu cred, i-am uitat numele. Și eu sunt obsedat după omul ăsta. E prea șmecher, you know? Ragnar, mă rog, e Ragnar. Este regele vikingilor din serialul Vikingii. Ce coincidență, serialul. Și este pur și simplu personajul meu preferat. Am înnebunit cu serialul ăsta, îmi place foarte mult. Și acum gâtul meu cere foarte mult apă pentru a putea vorbi un episod întreg. Am încercat să filmez un solo Wars, dar a durat vreo 20 de minute și am schimbat picioarele. Și am zis solo, de la capăt nu-i problemă. Dar o să revin cu videoclipuri zilnice, cel puțin așa sper. Vreau videoclipuri zilnice. Acum sper să fie toată susținerea din lume, pentru că și eu vă promit că o să-mi dau toată stăruința din lume. O să muncesc la videoclipuri cât mai multe. O să fac cele mai mari eforturi pentru voi, băieți. Doar să văd și... How should I say it? Să vă și dorință din partea voastră, să vă susținere, să... Ați înțeles voi ideea. Bă, dă-te, mă, bă, mai lasă-mă și la frații tăi. Nu lași și la frații tăi, vreau și să lași și tu la frații tăi. Dă-te de aici, boss. Și vedeți, mi-am luat și o textură șmecheră, a? Stați. Am pus și Optifine. Ia uitați. Asta este skin-ul meu frumos. Am luat textura asta, Sfax animată. Fiți atenți ce mișto este sabia de piatră. Hai că mi-o sabia de piatră până la urmă, pentru că e prea șmecheră. Cum arată. Da, și muzica din Minecraft, pentru că... Pentru că why not? Pentru că muzica din Minecraft este nice. Stați așa. Music and sound, music, mai încet un pic, cam atâta. Nu știu dacă se mai aude, nu cred că o auziți voi. Trebuie să stau un pic mai tare. 20, ce bătaie, bătaie, bravo, frate. Bun, vedeți sabia asta? You see that shit? Vedeți cât e mișto? Mă rog, sunt diferite animații pe diferite iteme, să vă rășiră. Uitați-vă la, să zic, tools, la tools. Uitați-vă la foarfece. Vedeți foarfecele? Foarfeca, foarfe. Vedeți cum face? E foarte tare chestia asta. Bun, hai să iau și eu de aici item, pentru că tipul a pur și simplu luat totuși. Nu-mi plăcea chestia asta. Am nevoie de gold pentru a-mi putea face și eu armurile mele proprii. Și tipul ăsta must die. You must die. You don't te pui. You don't. No, m-a bătut. No, 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 no. Nu, vreau, nu lăsa să spargă patul când bat piciorul. Și îi tai carne. Dă-te. Nu. Mă pun în fața patului meu, trebuie să mă apăr. Băi, ce nebun sunt ăștia ce dau ei în patul nostru, fiți atenți. Să iau repede o sabie, repede. Nu mai am nimic! Oh my goodness. Trebuie să apărăm totul. Sparge ăsta. Ok, mă duc eu. Nu-i problemă, băieți, mă duc eu. Voi fi eu omul care va sparge lâna. Ca să nu mai poată să ne vină inamicii. Nu, nu, bitch, don't come. Ok, fiți atenți. O să le iau luna și o să punem, uite așa. Hop! No. Frate, tipul ăsta are hack. Nu, nu are. Ba da, pare că are hack. Oricum mai știu eu să fac PvP cum făceam înainte când eram și eu fecior tânăr. Bă, dă-te, mă, că nu mai am nimic, ca sunt sărac, trebuie să-mi păstrez acolo pentru să am și eu ceva. Acum am armura asta de leather tunic, pants și boots. Lasă-mi, boss, ai armură de chain. Lasă-mi și mie, te rog eu din sufletelul meu de Minecrafter. Nu. Dă-i să sară. Bun, am primit un diamant. Am mură pe tipul ăla. Frumos. Beau apă cât mai des. Păcat că n-am ceaie, chiar mult mai bine. Dar da, meciurile de Bedwars se termină foarte repede, nici am observat. Atenția, nu ia nimeni team upgrade-urile astea? Really? N-avem diamante destule? Sau sunteți atât de egoiști încât folosiți diamantele pe post pentru altceva, nu pentru echipă? Mă, trebuie să-mi fac ăsta.
40 mi trebuie, frate. No, am pierdut, da, ne-au distrus patul și meciul e pierdut și dă-te mă la o parte. Oh, hai că am supraviețuit și eu, da. Am pierdut destul de repede, având în vedere că atunci n-am jucat. Hai să nu mai jucăm 4v4, pentru că e ciudat dacă ai echipă proastă. Și vedeți și voi, ați văzut cum stă. Would you like to earn by answering survey about Bedwars? Yes. Have you played Bedwars or Egg Wars before? Yes. Did you understand how the game worked straight away? Yes. Would you like Hypixel to fully become? Yes. Do you think there should be more or less player or per team? More. How much fun did you have playing Hypixel Bedwars? 4. How do you see yourself playing a lot Bedwars games? Yes. Thank you. Ai dat experiență. Frumos. Da, ce să zic. Mă bag înapoi. Dar să băgăm în 2v2. Pentru că la 2v2, dacă ai colegi handicapat, de fapt, tot e greșită treaba. O să vedeți voi. Dar las, nu vă băgați la solo. Solo chiar nașpa. Decât dacă aveți timp, după părerea mea, la solo nu prea ai cum, pentru că e greu, nu prea ai timp. Asta e chestia, durez foarte mult și nu o să fac eu un clip de 30 de minute numai ca să joc în solo, numai dacă îmi cereți voi chestia asta. Dar nu cred că se merită, cred că nu e amuzant în solo. Mie personal nu-mi place. Bun, și fugi aici, să iei tot, fugi, 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 să prinzi tot, să nu le dai la colegul tău handicapat. Hey, bro. How are you? Fără semn de întrebare. Răspunzi tu, frate? Ai chat? Disconnected, fell into the... Ah, înțeles. Da. YouTuber este... Cautați-l, Mosemic22 pe YouTube, dacă vreți. YouTuber de valoare. Ok, o să ne facem tactica noastră, trebuie să ne apărăm pati, foarte, foarte important. I go attack and get resources and așa, bun, am scris acolo ceva pe chat, o mică înjurătură. Și îmi place să fiu singur. Oh, da, ne v-am și zis, dacă am coleg handicapat, tot meciul meu este pierdut. Și asta se și întâmplă, am coleg care iese, el iese, mă. El intră ca să iese. Ceva de genul. You fucking piece of shit. Bă, măcar mă... Vine mai repede de ăsta. Ah, hai să fac upgrade-ul ăsta, de ce nu? Două diamante, dude, serios, n-am. De fapt, fiți atenți. Blocks, repede, repede, ia de-astea. Și du-te, 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 du-te. Du-te, du-te, că nu s-a dus nimeni până acum. Trebuie să... I must mă duc. I must mă duc right there. Oh my god, haide. Hai că se poate, Alexe. Du-te repede, trebuie să iei diamantele alea, hai că pot. I can do this. I can barely do this. Da, pot să fac chestia asta, băieți. Sunteți pregătiți să facem chestia asta împreună, ca o echipă, ca o fac. Fuck you, fuck you, fuck you. Cine dă în mine? Fuck you. Cum ai sărit tu la mine pe... Ah, înțeles. Yes, yes. L-am făcut pe băiat. Iau diamantul. L-am luat, am un diamant. And you fucking piece of shit. Deja murim, mi-a spart patul. Da, măcar mă respawnez, da. Dar mi-au luat și toate itemele, uite ce hoț. Ești un hoț. Hoților. Hoții de cai, sunt un loser. Pur și simplu nu-mi iese niciun match, adică trebuie să ai cu echipier, cred că. Nu, eu mă arunc în voi, eu nu mă las omor de voi. Dacă se poate, alt match. Avem niște un buton de alt match, ceva. Da, play again, hai. Go. Tot dublu, nu contează, băieți. Îi dăm la dublu, puternic. Vreau să fim astăzi niște puternici. Dacă am și eu un coechipier care măcar să nu iasă, să nu fie un autist, te rog. Te rog. Atâta cer, vreau și eu să mă joc Bedwars liniștit, să-mi iasă videoclipul și să mă joc și altceva după, poate, nu știu. Da, colegul meu, ce faci? Hey. How about that? Da, nu știu dacă vedeți voi chat-ul acolo. Nu, e capul meu, l-am mutat sus, de fapt, da. Da. How are you? Mate. M8. Da. Hai să lăsăm treaba asta. Și să facem noi upgrade-urile. Ar trebui deja să mergem... fiți atenți, item shop. Repede. Bă. Haide. Începi tu să construiești în jurul zidului. Ok, o să mă duc atunci la diamant. Ca să facem primul upgrade pentru a face rost de mai mult fier. Pentru că ai nevoie de mult fier, sincer.
Și o să mă duc repede la diamant. Am învățat deja tactică, ești nebun? De câte ori m-am jucat, am învățat tactică. Bă, Medwars-ul e mișto. Seamănă foarte mult cu Eggwars. Parcă, nu. Seamănă, cu ce seamănă, mă? Că seamănă cu multe. Dude, nu în direcția aia trebuie să te duci. Nu, dude. Ia astea, nu, nu-i bine, nu. Iau, mă duc, te rog să nu, ai, să nu ajungă nimeni înaintea mea, te rog. Hai că pot. Bun, hai că m-a ajuns, e bine. Câte am? 3 diamante, se răspunează până acum, așa să avem 4. Eu chic că facem upgrade-uri. Aaa, te uiți așa cu dispreț la mine, a? Cum te cheamă? Jared Dragon Fury, foarte bine ales numele tău, frate. O să ajungi un youtuber mare cândva, cu numele acesta. Da, ne vom întoarce. O să facem o șfime cheie, fiți atenți. Protect the bed, bă. Bun, fiți atenți, luăm ăsta și băgăm upgrade. Am luat Iron Forge, acum o să înceapă să vină fierul și goldul gârlă. Deci o să avem ce ne trebuie. Bun, mai avem încă 2 diamante pe care le vom folosi pentru a deveni armoriști de ăștia, să ne omoare ușor. Bun, am luat și de astea. Am luat de toate pentru împărăția mea, pentru regatul meu. Bun, și acum abordez că tipul ăsta e semi-retardat cu semi-autism, cum am și spus. Dar dacă ăștia vin să-mi dea o bucată la ăsta, eu sunt pălit. Și vine. Dă-mi o sabie. Oricare sabie, you fucking... Asta? Mi l-a distrus deja! Ai, frate... Eu ți bat pe ăștia de ți stric. Și tipul ăsta unde este? Simte rog că mai e pe servă. E pe servă. Unde ești, omule? În ce lume? Oh my god, desparg. Deci, jur răzbunare. Eu jur răzbunare, fiți atenți. Luăm ăsta. Ok. Ok, ați cerut-o. Nu dă rău tipul ăsta, mi-e să nu mă omoare la un moment dat. Ok, eu sunt să le sparg eu lor patul. Ia să vedem cum se simt ei atunci când cineva le sparge lor patul. Nu știu de ce am luat astea, că sunt useless, dar... Da. Da. Your bed is broken. You are dead too, and my friend, you are out of this game, you fucking shit. Pentru că m-ați enervat, voi ați venit, mi-ați spart patul de la început și chestia asta n-a fost frumoasă, eram rămas singur, pentru că echipierul meu v-a zis că se mi pareză așa pe creier și na. Da, o să ignorăm faptul că cu echipierul nostru este retardat și mi-a făcut și drum la roșii, mi-a făcut foarte bun cu echipierul meu, m-a ajutat mult în jocul ăsta. Da, și nu mă mai interesează chestiile astea atunci, bă, dar de fapt totuși pot să iau și arnă sword, da, nu se merită. Da, nici măcar asta nu pot să-mi iau. Atunci fiți atenți cum facem, o să ne luăm permanent iron armor, măcar atâta să avem, pentru că acum noi trebuie să rezistăm. Ăsta e targetul meu, să rezist, să stau în viață. O să fie destul de greu, cred, nu știu. Bun. Ce mă interesează mai este să... Bun, să mergem și sabie de diamant, să știu sigur că dau mult damage. Emeralds, oh my god, I'm done, baby, oh my god, e grav, e destul de greu, that's what she said. O să-mi iau diamond sword-ul ăsta, dar, nu, arunca asta, te rog frumos, și ia-mi o sabie de-asta, pentru că pur și simplu am nevoie de ea, și am gold-ul care s-a spawnat, pe care, glumesc, sunt puțin nebun astăzi, da, mai trebuie gold, fuck, bine, atunci mergem, luăm diamantele. Chiar dacă mi-e întrebe emeralds. Dar mie, că dacă mă întâlnesc cu cineva, mor. Și chiar așa e, de fapt, mor dacă mă întâlnesc cu cineva. Deci, hai să încercăm. Nu știu. Încercarea moarte n-are. De fapt, de obicei, în cazul meu are moarte. Da. Încercăm, ce să zic. Hai să vedem. Ok, un emerald. Sau două, câte am două, e bine. Tipul ăla nu m-a văzut, e bine. Asta înseamnă că mă pot să iau și de aici două și m-am dus acasă. Ok. Mă o să trească să mă apăr bine.
foarte important să mă apuc să joc strategic meciul acesta. Un meci foarte strategic. De cât timp și m-am de 14 minute iară, ce cu episoadele astea lungi. Ok. Bun, facem așa. Ok. Tipul ăla nu trebuie să știe nimeni că eu sunt aici. Dar nu cred că știe nimeni. Luăm tot ce e aici. Vreau, am, n-am arc, iau un arc, iam săgeți câte poți, am luat destul, cred, bun. Și avem arc și săgeți acum, cu fierul pe care îl avem, cred că putem să ne luăm doar blocul, cred. Nu știu, avem foarte mult fier, n-am ce să fac cu el. Era îmi trebuie gold. Tool, aș putea să-mi iau tool, ceva. Poți să-mi iau un ăsta, pentru că e mai bun decât celălalt, deci cred că l-aș putea folosi mai pe viitor. Și poți un ceva emeralde doar, scump. Și fier, ah, 150 iron. Pot să-mi iau un iron golem. Asta putea schimba jocul cu totul. Pe bune, nu glumesc, adică aș putea face atât de multe. Știind că am un iron golem de partea mea care să mă ajute. Hai să vedem. Hai să vedem despre ce este vorba. Hai să vedem dacă ajung înaintea tipului acesta. Ok. Bun. 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 Bun, tipul ăsta e mort. Final kill! Ce final kill, mă? Mai sunt mulți. Ok, deci vine și tipul ăsta? Vii? Hai. Îți dau un snipe? Un snipe? Ce snipe, Reno, ăla a fost un snipe. Bun, am 3 emeralde acum. Mai trebuie încă unul pentru a-mi lua o sabie destul de puternică. Deci asta înseamnă de să ne întoarcem în mijloc, fiți atenți. Ne facem înapoi podișcul ăsta al nostru. Era să cad ca un prost. Ok, ne luăm emeraldele. Începe să jucăm destul de bine, începe să se lege acest joc. Ceea ce este bine. Bun, am toate emeraldele, pentru că cu emeraldele poți să faci cam totul. Și o să-mi iau și un grapple, o să-mi iau mai multe chestii. O să încerc să-mi iau și armură de diamant, pentru că atât timp cât sunt stacat, o să le fie greu să mă omoare. Deci, da. Nu mă interesează, de fapt, dacă stau să mă gândesc. Mamă mia. Nu știu ce să zic. Câte am? 11 emeralde. Asta este foarte, foarte bine pentru mine. O să vedeți imediat de ce. Bun, mă întorc înapoi la mine pe insulă. Iau toate chestiile astea care au căzut acolo, nu știu de cine, nu știu de ce au căzut de fapt. Bed-ul meu e distrus, am înțeles chestia asta. O să iau toate chestiile astea și cred că o să mai iau un iron golem, pentru că n-am ce să fac cu fierul, repet. Deci fireball dacă vreau de fapt, pot să iau 3 fireball-uri. Chestia asta pare extraordinar de tentantă. Bă, pot să arunc ăla. Bun. Și ce am zis, mă interesează extraordinar de tare un diamond sword, mă interesează extraordinar de tare să iau sharpness swords, mă interesează extraordinar de tare să iau de-asta, dar îmi trebuie diamante, iar am diamante. Iar îmi lipsește ceva, as always, poate lui Alex să nu-i lipsească ceva? Nu poate. Mă, ți-am mare grijă să nu cad, e foarte riscant la mine, dacă am căzut, ap, ăla sunt. Asta mi-a trebuit și am terminat-o cu lumea aceasta în care trăim noi. Da, am și emeralde destule ca să-mi iau și armură de... Nu, cred că îmi trebuie 8 emeralde sau câte îmi trebuie? 6, bun, am luat-o, gata, avem armură de diamant și putem să luăm și reinforcement. Și acum îmi trebuie 8 diamante pentru a-mi face reinforcement-ul la protection 3. Op! Ce crede că face acolo? Serios sau nu? Da, mă rog. Credeai și el că face ceva. Bravo lui, ce să-i zic. Un băiat bun. Un băiat caritabil. Hop. Ok, trebuie să fiu foarte, foarte atent. Mai sunt, încă mai sunt grey care au încă bedul lor intact. Deci nu s-a atins nimeni de patul celor de la grey. Ceea ce ar trebui să se întâmple în scurt timp, pentru că o să fac eu. Să trească să-mi iau întâi și întâi Ender Pearls. Deci să-mi iau perle. Pentru că vreau să mă asigur de faptul că ei nu mă vor vedea atunci când mă duc. Nu vreau să mă bag cu ei pe un pod, v-am zis că n-au cum să mă bată decât dacă eu sunt, decât dacă sunt deasupra unui pod și mă pot împinge. Altfel ei n-au cum să mă bată pe mine. Deci o să mă întorc, o să-mi iau perle, foarte important.
Tipul ăla mă urmărește, e de la Grey. Ok, te-am văzut, tipule, nu mai scap de mine. De fapt, hop! Nu mă vei împinge, frate. Lol, ce slab. Aaa, bun. Plecăm, plecăm, plecăm. Bun. Hai să luăm astea, nu știu de ce, dar le iau. Bun, fii atenți. Ah, ce-mi trebuia mie, ce-mi trebuia? Emeralds, bun, să luăm perle, 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 perle. Unde sunt? Ender Pearl, luăm două? Da, luăm două. Nu am sunt de ajuns, dar... You know, de când nimic. N-am nevoie de heal pool. În schimb am nevoie de diamante dacă vreau să-mi fac reinforcement-ul. Dar e ok, n-am de ce să-mi fac. Ăștia am văzut că au armuri proaste. Sunt niște nubalăi. Dar în schimb, pentru a-mi putea face în continuare viața mai ușoară, uite, asta o să fac. O să l-am pe tipul ăsta care o să mă păzească. Asta e gardianul meu. Mă urmărește? Ah, da, am înțeles. Foarte bine poziționat, Alex. Bun, tipule, o să mori. Sorry. Sorry că ți-o zic așa. Ah, bun, poți să fugi. Acum, care ar fi grey? Că gen e white? Aia-s grey, nu? Da, ei sunt grey. Ok, a început și muzica din Minecraft, ceea ce e nice. Ah, nu l-am nimerit. Amândoi se apără acolo. Fiți atenți la asta, băieți. Ce spuneți de această perlă? Dude, nu cred! Atunci... Chestia asta este imposibilă? Mi-am luat, mi-am luat! Bun, 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 dai, 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 hai, hai, hai că se poate, hai că se poate, hai că se poate. Bun! Nu! Nu mă bați tu pe mine! Eu sunt Alex Ragnar și nu mă bate nimeni pe mine. Oh my goodness! Vă rog din suflet, spuneți-mi că ați ajuns până aici, vă rog din suflet. Oh my goodness! Oh, ce faza am putut să fac, ce intens a fost tot. Acum îmi amintesc de plăcerea de a juca Minecraft. Asta e plăcerea de a juca Minecraft, de aici îmi amintesc eu. N-am mai simțit plăcerea asta de foarte mult timp. Plăcerea de a juca Minecraft players versus player pe care o aveam atunci când eram mai micuț. Dar știam că e plăcere pe care o simțeam și când eram mai mare. Și mă interesează acum să iba pe tipii de la Wise. Care unul văd că e acolo. Să-l bat destul de ușor, fiți atenți. Uite. Nu știu ce să zic. Stați așa. Atât timp cât ei nu mai au dolar, deci o să nu am nevoie. N-am să geți. Că să mă joc cu chestia. Am mult gold, mă duc eu să geți direct. Ok, mă duc frumos așa. Hai. Merge în reluăm să geți. Muzica din Minecraft e chiar liniștitoare. Au făcut ei o tactică acolo, o tactică chiar bună. Adică mi-era aproape imposibil dacă nu luam un dăsta, un diamond pickaxe, dar până la urmă am făcut rost, deci tactica lor a ieșuat. Da. Bun. Trebuie să cobor și să mă bag cu amândoi. Da, ai bap amândoi lejer. Au armuri de fier, frate. Armuri de fier, you know what the fuck is that? Uite, fac asta. Gata. Ah, nu? Ok, bitches. Ok, ok. No, 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 no. No, 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 more silverfish, mori. No, 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 no. No, no, no. I'm about to get bitten. No, am pierdut, am luat locul 2. Dar am luat primul loc pentru că am făcut 21 de kill-uri. Dude, you gotta be kidding me. GG, man. Deci am făcut 21 de kill-uri. Îmi place foarte tare că jocul nu e bazat pe
cum să vă zic, jocul nu-i bazat pe victorii, bazat pe kill-uri, ceea ce e super, super tare, mi se pare ideea genială. Dar dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că știți că mă ajută foarte, foarte mult. A fost un episod genial, după părerea mea. Dacă episodul ăsta nu strânge măcar 300 de like-uri, eu nu știu ce altceva ar putea să strângă. Eu am fost Alex și noi vă ne vedem data viitoare. Pa, pa!